149 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 149 locuri de muncă vacante, care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Gama de meserii este destul de diversificată, existând și câteva locuri pentru persoanele cu studii superioare. Agent de intervenție 1 loc, ajutor de bucătar 1, asfaltator 1, bucătar 2, bucătar șef 1, confecțion îmbrăcăminte 2, curier 1, coafor 2, dispecer 2, dulgher 1, electrician 1, femeie de serviciu 3, faianțar 1 loc, finisor hârtie carton 1, firar betonist 1 loc, frizer 2, inginer cadastru 1 loc, inginer mecanic 1 loc, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze 1, ifronist 3 locuri, încărcător-descărcător 1, lăcătuș mecanic 29, lăcătuș construcții metalice 6, lucrător comercial 2, lucrător gestionar 1, manipulant mărfuri 7, menajeră 1 loc, maestru mecanic 1 loc, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 19, operator la fabricarea nutrețurilor combinate 5, ospătar 1, pizar 5, pasnic 1 loc, șofer 11, sudor 9, săpător manual 1, șef stație PECO 1, șef district silvic 1 loc, stivuitorist 1, șef district 1 loc, secretară 1, tâmplar universal 1, tubulator naval 5, tehnician sisteme de securitate 2, tehnician echipamente de calcul 1, vânzător 2 locuri, vopsitor în lemn 1, vopsitor industrial 1, zugrav 1 și un loc de zidar. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.